Aici rasa de carne Palas, rezultat în urma încrucișării între rasa Île-de-France din Franța și merinosul de Palas. Carnea perselată, gustoasă, nu are miros de oaie și grăsime puțină. Francezii sunt unii dintre cei mai mari consumatori de carne de oaie, însă nu orice fel de carne, o preferă pe cea slabă, cu foarte puțină grăsime. Acum o iau din Marea Britanie, însă acest lucru s-ar putea schimba odată cu Brexitul. Am dedus din discuții pe care le-am avut cu ei că francezii, fiind mari importatori de carne de ovină de calitate superioară, au început să se gândesc că vor avea probleme cu Anglia cu ocazia Brexitului. Și în situația asta caută alte țări cu tradiție și cu aplicare spre creșterea ovinelor din Uniunea Europeană. Alors c'est des choses qui pourraient s'imaginer. Pe termen scurt, posibilitatea există, dar e o problemă că în România creșterea ovină se axează pe lapte, dar pot fi făcute progrese și parteneriate prin care să se poată ajunge la o colaborare pentru ovinele de carne. Știm că în Marea Britanie se cresc foarte multe oi, dar în contextul Brexitului riscă să piardă din clientelă, iar România ar putea să înlocuiască această piață. Însă pentru asta este nevoie ca și crescătorii români să înceapă să investească în acest domeniu. Prețul unui animal poate varia între 1700 și 3000 de lei. Deci este linia prolifică Palas, rezultate din încrucișarea oilor din rasa Merinos cu berbeci din rasa Romanov, rasa Landras finlandez și rasa Ostfriză. Am realizat și omologat rasa de carne Palas, care este o combinație între oi din rasa Merinos și berbeci din rasa Île-de-France, o rasă franțuzească. Pe linia de ovine cu prolificitate ridicată, am încrucișat oi în această linie cu berbeci din rasa Rouge de l'Ouest, aduși tot din Franța. Și avem niște rezultate extraordinar de bune. Sunt niște rase foarte bune, rase de viitor. Benefic ar fi pentru că este o piață nouă care să vină să cumpere marfă din România. Vorbim de o piață care consumă carne de oaie, o cantitate destul de importantă. Ei, deosebire de noi, au un cult gastronomic pentru carne de oaie. Le place o carne de oaie care să aibă o cantitate scăzută de grăsime, de seu, o cantitate scăzută de oase și să fie mult mai multă carne macră, mușchi, fibră. Potrivit datelor prezentate de Eurostat pentru anul 2018, România ocupă locul 3 în Europa la numărul de ovine după Marea Britanie și Spania, cu un număr de 23 de milioane de capete.